Ghicești și călătorești cu Europa FM. Hai că e simplu, s-au pus foarte multe întrebări pentru tichetul de vacanță pe care îl căutăm încă. Au venit și răspunsurile noastre, aveți toate detaliile pe site, pe europafm.ro. Azi aveți și două indicii, azi l-am dat pe al doilea la 9 fără un pic, la 8 fără un pic, pardon. Se ghicește sigur, da. Cert. Hai să vedem. Yeah. Nu uitați că avem 1000 de euro pe care îi dăm ca premiu și o vacanță, 5 nopți, all inclusiv, cazare într-o cameră dublă la un hotel de 4 stele în Venus. Așa că mult succes, 0372-069-599. Hai să începem cu Elena. Bună dimineața! Bună dimineața! Bonjour! De unde îi sun, Elena? Din Călăraș vă sun. Din Călăraș! Ce mai e pe la zoo? Ai prins port vietnamez? Păi tocmai ați vorbit despre Călăraș, da. Păi spune-ne și tu o opinie. Înțeleg că sunt multe capre mici și foarte mici acolo la grădina, da, zoologică. Da, ce opinie să... Este renumită totuși este grădina noastră zoologică. Vin din județele apropiate cu copiii, asta știu sigur. Auzi, da, e cumva și ceva cantină la intrare acolo? Care servește specialități? Nu. Este un restaurant frumos, e frumos. E amplasat-o foarte frumos și de ani de zile, da. E frumos. Și au feluri de mâncare, misterul bucătarului. Da, am auzit, am ascultat dimineața, v-am ascultat și chiar am râs. Da. Da, sperăm să nu fie adevărat totuși, adică investigația să lămurească, da, problema și toți, da, purceluși, da, și vietnamezi, exact, să fie, da, accountable. Da. O lume, da, mai bună. Hipo mic dejun. Da. Hipo, da, breakfast. Sperăm, da. Bine, Elena, hai să ne întoarcem la concursul nostru. Ne-ai ascultat zilele astea, știi despre ce e vorba? Am ascultat de când și nu am putut să vă prind până acum. Să vă, da, spun că, da, da, încep, da? Da? Hai să vedem. Întreabă-ne. Tichetul este ascuns la monumentul de la kilometru zero, localizat în centrul Bucureștiului, sectorul 3. Stai, asta este o întrebare sau o afirmație? Nu, este o afirmație. Acolo este un bazin în centrul căreia se află o roză despre care a zis astăzi. Ce o zis? Roză a vânturilor. Am zis că indiciul era... Care era indiciul? Indiciul era... Situația e roză. Da, deci întreabă-ne acum. Ai făcut introducerea asta? Nu vă întreb nimic. Păi tu trebuie să ne întrebi. Păi întreabă-ne cumva ce ne-ai zis până acum, trebuie să ne întrebi. Este ascuns tichetul de vacanță? Este ascuns tichetul la kilometru zero în centrul Bucureștiului, sector 3? În fața bisericii Sfântul Gheorghe cel Nou din acest sector. Vă spun și de cine e conceput în sfârșit, așa? Și în spatele ce? Că în față? În spate, da. În spatele stației de tramvai. Pentru că puteai să întrebi sau puteai să afirmi că răspunsul este același, și anume, da. Oh, mulțumesc! Hai că era, da, simplu. Bravo, felicitări. Ascult tot timpul și de-aia, probabil, da. Mulțumim. Felicitări. Le-ai pus, da, bine cap la cap cu situația eroză și cu roza vânturilor. Da, și cu... da, l-am pus la cap și dar știam de mai mult timp și nu puteam să vă prind. Da. Bravo, bravo. Aveai o intenție. Cam când te-ai prins așa, unde e? Cam când m-am prins, ați dat niște indicii și a zis ceva de kilometru zero. Vă spun sincer. Cred că azi te duci la grădina zoologică și cer să sacrifice două capre pitice cu ocazia asta. Vă iubesc, vă pup! Mulțumim, bine! Mulțumim, ne bucurăm! Noi te felicităm, Elena. Că ai câștigat ca lumea. Premiul de astăzi e un premiu special. Să nu uităm că vorbim de 1000 de euro, bani pe care i-am pus la bătaie și evident cazare în cameră dublă, 5 nopți, all inclusiv la Venus, la Hotel Turquoise. E un premiu special și e și un hotel special pe care o să-l vizitezi în perioada următoare. Premiul e oferit, da, de Altex Travel, care are și alte destinații de vacanțe, inclusiv exotice și circuite. Intrați pe altextravel.ro sau mergeți în orice magazin Altex și alegeți vacanța mult visată. Rezervați acum și profitați de ofertele cu locuri limitate. Având în vedere creșterile de prețuri, acum este momentul bun pentru a se rezerva vacanța. Mult succes și pentru alte concursuri, Elena, și îți mulțumim că ai fost cu noi.
Mulțumesc eu din suflet. La revedere. Să rămână, să vă spun și câteva cuvinte despre locul ăsta, kilometru zero, că aici sunt mai multe interpretări. Știți că se zice kilometru zero al democrației, nu știu ce, în Piața Universității. Aia este o formulare metaforică. În Piața Sfântul Gheorghe, din București, în spatele stației de tramvai și în fața Bisericii Sfântul Gheorghe, mă rog, acolo este un părculeț cam... Mă rog, ar putea să arate mai bine și acolo se află acest monument, într-un bazin care, mă rog, pe fundul bazinului e o roză a vânturilor și deasupra este un glob încins cu un brâu pe care sunt diverse semnificații și așa mai departe. Kilometru zero, pentru că de acolo începe numărătoarea distanțelor către orașele mari ale României. Cred că e kilometru zero cadastral sau ceva de genul ăsta. Uh-huh. Și monumentul în sine are o istorie foarte interesantă. El a fost conceput undeva înainte de al doilea război mondial și treia să fie pe ceva sferă un monument cu Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Și Patriarhia Română a zis, inițial a fost ok, dar facem ce frumos, după care a zis, nu mai facem, că e idolatrie și nu se poate. Bine, a zis sculptorul, atunci facem făt frumos omorând balaurul. Și nici așa nu s-a putut cu făt frumos, că o să creadă lumea că e Sfântul Gheorghe, da, și idolatrie. Cum îl cheamă pe făt frumos? Da, Gheorghe. Ion, și dacă zice că e Gheorghe... Nu. Așa că s-a abandonat întreaga idee și după aia a venit război și România a pierdut Basarabia și acolo erau niște distanțe până la orașe din Basarabia și ca atare toată povestea a fost lăsată așa de izbel. Niște monumente au fost îngropați și prin 98, ce să vezi, s-a făcut o recondiționare, s-a dezgropat, s-a găsit toată treaba, s-a pus la suprafață. Stai seama la săracul, a făcut lucrarea, bă, că-i făt frumos, bă, că-i sunt... Păi, șefule, nu te supăra pe noi. Hai că îngropăm. A fost și război, tu te las, că faci alta, nu te supăra. I turn them on every morning when I wake up. Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu deșteptarea. Makes me laugh. La Europa FM.